Potrivit datelor oficiale, la Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei din Munții Orăștiei, sunt în derulare, în diferite stadii, două contracte de finanțare. Prin anastiloză, tehnică de restaurare, care se va folosi pentru prima dată în România, coloanele vechi de pe terasa 10 vor fi ridicate, astfel încât vizitatorii să perceapă corect adevărata imagine a construcției. În acest moment derulăm efectiv două contracte de finanțare aflate în diverse stadii, primul cu fonduri norvegiene de 2 milioane de euro cu o cofinanțare din partea Consiliului Județean de aproape 1 milion de euro, banii noștri, 1 milion de euro banii norvegieni, și acest proiect de 2,2 milioane euro este pe terasa a 10-a, terasa de deasupra celei unde se află Marele Templu Circular, acolo unde prin anastiloză, o tehnică de restaurare care se va folosi pentru prima dată în România, vom încerca să ridicăm coloanele vechi pe acele baze de piatră, în așa fel încât vizitatorii să poată înțelege ce s-a întâmplat acolo acum 2000 de ani. Iar investițiile la Sarmizegetusa Regia nu se opresc aici. Tot acolo urmează să mai depunem pe programul regional vest încă un proiect pe terasa 11, cea cu Marele Templu Circular, mă refer la el că toată lumea îl cunoaște, în valoare de 4,2 milioane euro pentru consolidarea terasei și restaurarea templelor. În total vom avea aproape 10 milioane de euro anul viitor în lucru la Sarmizegetusa Regia. De 2000 de ani, de pe vremea dacilor, n-au mai fost astfel de investiții în zonă.